premier încrezătoare în această dimineață că moțiunea nu trece? Ați mai avut discuții cu parlamentarii pe parcursul nopții? Sunt cu mine, astăzi. Câte voturi vor fi pentru moțiune? Toată lumea spune ceea ce îi place. Vom vedea rezultatul astăzi. Nu am emoții, am încredere în colegi, am încredere că moțiunea nu va trece, așa cum am spus de fiecare dată. Sunt totuși social-democrați care încă au de gând să voteze moțiunea. Deci, sunt și din parc. Eu cred că acest lucru va compromite din punct de vedere politic dacă fac acest lucru, mai ales având în vedere semnalele primite din teritoriu. Cred că nimeni, nu e vorba de membrii partidului sau de parlamentari, cred că nimeni nu va ierta dacă astăzi vor trăda partidul care i-a făcut, i-a adus în Parlamentul României. Are PSD mai mult de oferit decât alte partide în acest moment? Sigur că da. În primul rând, un program de guvernare și o echipă guvernamentală pe care opoziția nu o are. Înlocuim actualul guvern cu ce? Nu am program de guvernare, nu știu cine vine la guvernare. Și cred că acest lucru se ne-a putut. Dacă moțiunea nu trece, cât trebuie să rămâne la guvernare, doamna premier? În cont că ați fi inspirat în